Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Bradin Iași a eliminat taxa de înscriere la admiterea din iulie 2020. Decizia a fost luată ieri din dorința de a veni în sprijinul absolvenților de liceu care doresc să se înscrie la una dintre cele 4 facultăți ale Universității Ieșene. În anii trecuți, valoarea acestei taxe era de 150 de lei pe domeniu. Din cauza situației provocate de pandemia de coronavirus, conducerea universității a mai decis și eliminarea testului grilă de la Facultatea de Medicină Veterinară. Admiterea la toate domeniile facultăților USAMV se va face exclusiv pe baza notelor de la bacalaureat. Concret, este vorba de nota de la proba scrisă de limbă și literatură română, 50%, și nota de la o altă probă scrisă la alegerea candidatului, 50%. Conform calendarului, în perioada 13-24 iulie 2020 se va desfășura înscrierea candidaților pentru admiterea la licență.